Veste bună pentru copii. Parlamentul a adoptat legea care interzice personalului medical să promoveze laptele praf în detrimentul alăptării la sân. Camera Deputaților a adoptat miercuri în unanimitate proiectul de lege care reglementează marketingul laptelui praf, actul urmând să fie promulgat de președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege are ca scop, conform inițiatorilor, promovarea lăptării, dar și reglementarea statutului prin care firmele producătoare, dar și personalul medical poate face reclamă substituenților de lapte matern. Astfel, personalul medical din spitale, clinici sau alte facilități nu au voie să instruiască pacienții pentru a folosi laptele praf în detrimentul alăptării. Sunt cunoscute cazuri ale medicilor care au contracte cu firme producătoare de lapte praf și care promovează acest substitut în defavoarea lăptării, dar și descurajarea mamelor în a-și hrăni natural copiii. De asemenea, proiectul interzice folosirea spațiilor spitalicești pentru expunerea de produse, sampling sau alt fel de reclamă pentru aceste substitute. Conform inițiatorilor, personalul medical trebuie să explice pacienților importanța alăptării exclusive până la 6 luni, dar și a hrănirii cu lapte matern până la vârsta de cel puțin 2 ani. Inițiatorii legii arată că Organizația Mondială a Sănătății susține alăptarea, dar și faptul că 13% din decesele înregistrate la copiii sub 5 ani puteau fi evitate prin îmbunătățirea practicilor de alăptare. De asemenea, Organizația Mondială afirmă că sugarii care primesc alte alimente decât laptele matern sunt supuși unui risc ridicat de infecție. La ora actuală în România doar 12% dintre mămici alăptează.